Da, salutare guys și bine ați venit la un nou episod. Hai că și-o pus băiatul să niște chestii acolo în mașină și nu. Acolo m-am lăsat ultima dată. Nu știu ce o să facem în episodul de astăzi. Poate că am postat episodul, da, în care încă tot pe underground suntem. Și nu știu ce să fac. Dacă voi vreți să postăm episoadele care s-au făcut pe house în poliție, să mai redeți și voi și un alta. Ce unde aș putea să văd o diferență la like-uri. Cu cât mai multe like-uri, cu atât aș putea să văd diferența voastră și atunci mi-aș dea seama dacă un exemplu ați dori să le postăm și pe alea sau nu. Deci, cu tute vină, da? Dacă voi vreți, nu e nicio problemă, putem să le postăm, că nu mă retrag. Deci, și așa, dacă totul s-a făcut pe pana mea. Mai era încă un episod și era pentru toată săptămâna, deci... Nu. Dacă nu mai ajuns pe server, e un pic cam ciudat să știi. Să merg să... Da. Postez. Ce zic, am avut cine să mă aranjez. Atâta s-a putut, atâta le poate capul, știi? Și pe când stai și le înjurea pe frate că te-am respectat, ei se dau cățeluș. Și apoi... În caz de ce face? Păi ea, păi că ne. Eu v-am văzut că am stat mai mult cu chesturi cu alea, păi eu luat ciuda de ăștia care trăiesc pe jocuri în pula mea. Păi și mar. Ce să fac cu ei asta? Nu știu pe ce servă să jucăm, nu știu, mamă, aproape 55, ce mă, 55 de mii am dacă să-l umplu. Hai de pula mea. Când ai banile cam observi. Dar când ai un pic mai multe, nu prea. Am încercat, am dat testul pentru a intra pe dem, da? Nu știu care toată schema. N-am învățat, să zic sincer. Am cam pierdut, să zic așa, dar... Nu știu ce ar mai fi de făcut. Nu știu. Stau și mă plimb, adică... Poate găsesc și eu pe undeva ceva. Am dat testul cu un băiat de sub, super de treabă. Numai atât, dacă s-a pus întrebări pe care eu nu l-am prea știut. De... Ce Dumnezeu. Da, în fine, asta e. Nu văd pe nimeni, nu... Sunt 229 de player, dar cine știe pe unde-s, știi? Ce aici, se lăsa cei? Cine știe, posibil ăștia-s băieții din mafie, n-am niciun habar, da? Na. Nu știu ce să facem. Suntem aici, da. Și nu prea vrea să intru pe servere mai mici. Adică dacă ar fi să intrăm înapoi, ar fi una din cele două servere, Cronos sau House. Dar nici acolo nu știu ce să facem, adică... Să zic sincer. Și așa vine bunarea la locul de muncă, la mult de muncă. Săptămâna asta nu prea am băgat live. Dar, sincer, nici nu unde că vii, ești destul de târziu, vii acasă, următoarea zi o iei din nou. Dacă mi-a schimbat asta și toată săptămâna trebuie să mă duc, deci, da.
E un pic cam. Dar e ce bine cu DV-ul ăsta, că nu ți-a bani să dai DV, și asta e o prostie. Știți bine despre ce server vorbesc. Trebuie să plătești ca să dai DV. Că parcă e în... Zic, e... Pentru mine dau DV-ul ăla, nu ca să ajung serverul, ca să... Știi? Hai că schimbăm. 2 minute că facem o mică chestie. Dar să vedem care e toată faza și pe celălalt de servere. Acum pe episod nici nu mai schimb, cum ar fi că suntem live, știi? Nici nu mai schimb nimic. Nu. Oricum, în loc să închid episodul, să pornesc încă unul, să fac ce am făcut până acum, adică să povestesc toate fazele alea, lasă-le acolo. Dar nu înțeleg de ce mi-apare treaba asta. Mai rămân pe ăsta, adică... bine. Măcar aici mai râde, mi-e așa cum e troll, adică... Da. Normal aș avea ce să fac aici, pe serverul ăsta, pentru că am licență de petrol. Deci, putem să facem bani gârlă, n-ar fi nicio problemă, știi? Dar, na, vedem. Undeva parcă și dacă trollul mai mare, un pic mai fain, adică nu numai strict, iar m-am plictisit de strictul ăsta, să zic sincer. Nu, da, n-am nevoie. Ce Dumnezeu tot îmi schimbă asta cu un planat for this week. Mi-a trimis din nou un planul de muncă. Eu nu pot să înțeleg. Deci, apare că sunt productiv. Da, și până sâmbătă. Nice. Ce mâine, mă? Miercuri? Da. Pentru atâta... O trimite la toată lumea? Nice. Ce zic? Mamă, dar mulți sunt... Dar la maxim nu e nimic minimal. Deci fiți atenți. Schema. Da? Mi-a trimis programul de muncă pentru săptămâna asta cu update. Ghiște. Adică eu lucrez de luni până sâmbătă, 6 zile, da? În marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, bine, 5 zile. Și am aici unul 3 zile în productiv. Da? O zi liberă, 2 zile și după aia iar liber. Am notăm și noi treburile astea pe undeva, nu e nicio problemă, deci... Și stai, să văd cel puțin cum lucrează ăla. Dimineața, cu mine împreună. Nu-l cunosc pe băiat, nu o să zic numele. Altul. No, dar asta lucrează de noapte, cu asta n-ai treabă, numai schimbul de zi. Dar nu, ia, câți oameni și-o lua liber. Nu trebuie să mergi să stai să povestești cu el, să spui că bă, vezi că am nevoie cu un alta și el ce face? Băi, șamar. Băi, care sunteți încă la școală, chestii de genul sau de alea. Da. Mare pe garaj. Hai, scup, ia mașina de aici. Bro, mută mașina asta de pe garaj. Vrei BMF? Mă auzi? Mă auziți? Vreți? Uite, mă,
Bă, dacă sunteți copii, încă nu vă prea imaginați să creșteți, că o să ajungeți niște zile în care ce învățați fraților, că e nebuneală, e nebun. Stai să văd. Bă, nu, le-am aruncat, adică... Mamă, ok, frate. Bună informație. Bun. Stai să văd, deci... Tot de aici mi se duc. Ce are ăla, mă? What the fuck? Deci aș putea să mă duc să fac. Ești retardat? Hristosul mătii. Nu prea ai treaba așa cu condusul din câte văd. Uite-mă în pula mea de aici. Ce el pune mâna la ochi? Cred că e mașină de poliție asta, mă. Și de aia cred că face treaba asta. Dar Renault schimb... sau un... Da, nu cred. Da... Da. Bă, o să văd pe ce server jucăm. Acum, pe undeva, aș avea nevoie și de părerea voastră. Unde ar fi mai bine, unde să ne băgăm între mafie, poliție sau așa mai departe. Bine, clar, aici nu, în poliție nu. Motivul știți foarte bine. Am explicat motivul de foarte multe ori. Pe House la fel. Nu mă aduc în asta că sunt prea mulți Pokémon, prea mulți care își dau viața pe un server, prea mulți ăsta care e acolo și cu ce m-am înțeles, bă, pop, știu că vă uitați la videoclipuri, care v-ați băgat numai așa că n-aveți voi treabă, vă pupă, ce zic. Iar da, adevărul că îmi plictisesc toată ziua să stau, să mă duc la o vamă să stau toată ziua, adică am o... să mă ierte Dumnezeu. Aș încerca un pic și asta, da? Cum să zice, da, mă, că mă plimb, da. Două minute, showroom, măcar să mă duc să mă uit de niște mașini, dacă tot sunt pe aici. Adică gen, fazele alea zilnice te plictisesc, știi? Adică să mergi iar la, cum am zis, iar în 10-8 tot pe acolo, iar să-ți puște calculatorul, după aia, iar să stai la o vamă, să dai tot felul. Eu știu că vă place cearta, știu că ați fi vrut să vă să postez videoclipul cu cearta. V-ar fi plăcut vouă, ești nebun. Hai să vedem ce mașini putem apropia, ceea ce nu cred că mă pot apropia de cine știe ce. Imogen, tu ești. Și apoi... Nu știu ce să faci, adică... Hai să vedem la un BMW. 91, da. 80. Hai să vedem la asta la 80. Stai, testa vehiculul. Man. Da, și să dau 80 pe asta. What the fuck. Este job acolo. Da, nu prea stă bine pe frâne. Adică nu prea îmi plac frânele astea. Hai să vedem joburi legale, miner, nu aș face, scafandru, taxe, terist, îți trebuie licență. Nu știu de unde cumperi licențele, bă, deci, pur și simplu, stai și, știi, n-ai nicio idee de unde să cumperi licențele. Și asta zic că aș încerca un pic,
în zilele când nu prea am chef să fac roleplay, da? Cum se numește? Regen pe, mă. Aș încerca pe Regen pe. N-am înțeles. Mamă, ce bupea. Aș băga un pic pe Regi, că și acolo îmi place, adică... Dacă... Mamă, ăla s-a dus mai repede, asta... Adevărul că sună fain. Cum sună asta în viața reală... Am avut ocazia să mă duc. Și că și acum nu-i problema. Bă. De ce să mințesc? Up, bă. Aș cam vrea să încerc. Dacă îmi rezolv cumva bucul cu de la Regen Pen, o să ne băgăm. Dacă nu, nu știu ce să facem. Adică n-am nicio idee. Am un bug, mă tot deconectează că n-ar trebui să mă logheze. Mă deconectează de contul de Rockstar și nu pot să fac nimic. Așa că, da, n-am ce să fac. Așa că, guys, eu nu o să mai țin mult episodul. Nu face nimic interesant și nu aș vrea să-l țin destul de mult. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe. O să mă hotărăsc în ceea ce facem pe viitor. Și cum am zis, dacă voi vreți să le postăm pe alea, asta e. Mergem și le postăm, nu e nicio problemă. Că nu mă dau rămâna să fac un rapid thumbnail și aplicat, știi? Deci, asta e. Așa că v-am pupat. Vă urez o zi cât mai frumoasă în continuare. Pa, pa!